modalitate nouă de a extrage informații 3D dintr-o colecție de... de a extrage modele 3D dintr-o colecție de poze modice luate cu un aparat foto oarecare din comerț, fără pretenția ca acel aparat să fie optic, foarte performant sau dedicat fotogrametrie sau cu instrument de măsură de precizie. Prezentarea include demersul algoritmilor care stau la baza acestei metode. Iar în seminarul de după amiază o să încercăm să facem niște experimente practice, efectiv. Vom merge undeva, luăm niște poze și o să încerc să vă arăt o suită sau complet liberă pentru a crea niște modele 3D. Ca introducere, arată un film făcut de un grup de cercetare de la Universitatea din Lausanne. În acest film, ceea ce se vede în film, este o colecție de câteva zeci de poze luate din un elicopter. Iar modelul care îl vedeți este cel rezultat în urma aplicării unui algoritm de extragere numerică. Vă spun încă o dată. Așa. Vorbim de 61 de poze de 20 de megapixeli. S-a pus un aparat foto mai performant. Ceea ce este extraordinar e faptul că pozele nu au fost luate cu un instrument special de detecție sau cu un instrument LIDAR, care este extraordinar de folositor de altă. Și totuși precizia obținută este una foarte înaltă. Cum funcționează în asemenea workflow? Cum e posibil dintr-o colecție simplă de poze să se extragă un model 3D? Probabil că dumneavoastră ați mai mers în excursii și ați încercat de mai multe poze să faceți o chestie panoramică. Probabil că v-ați dat seama că un soft care vă extrage o imagine panoramică, în primul și în primul rând, trebuie să găsească relațiile de coincidență între poze. Ei, și la această metodă de extragere 3D, în primul și în primul rând, ne trebuie o metodă prin care să găsim relațiile între poze. Știți punctele comune. Ce face două poze să... Ce elemente comune există între două poze? După care, acestea trebuie să determinate și văzute trebuie corelate. Care punct cu care punct coincid între acea înșiruire de poze? Ar fi pasul. După care, dacă avem o asemenea colecție de poze și relația între poze, se pot exprima efectiv cum au stat camerele în spațiu, într-un singur sistem de referință. Rezultatul estimării pozițiile camerelor duce la, după ce avem exact cum a fost setup-ul optic al camerelor, care cameră, aparat foto, din ce unghi a stat, cu ce lungime focală a fost setată lentila și așa mai departe, se poate obține un model densificat de scenă 3D. Și practic avem nevoie de trei pași. Găsirea elementelor comune, calculul scenei și densificarea finală. Bun. Cum este posibil ca între două poze să se găsească elementele comune? Respectiv, cum e posibil ca conceptul care noi îl știm vizual de metrică, lungime, distanță, să se aplice pe niște colecții de poze? Pozele nu sunt altceva decât niște, sau imaginile raster, mai bine zis, sunt niște intensități luminoase măsurate și așezate într-un format digital, nimic altceva. Ceea ce vedeți aici, e, în partea stângă este un vector și în partea dreaptă o imagine raster. Elementele care se disting foarte, foarte clar și foarte simplu sunt acele colțuri, rupturi. Aceste elemente pot fi determinate foarte ușor cu o mică geometrie. Efectiv, calculăm unghiul de rupere, dacă unghiul de rupere este mai mare de 10 grade, să zic, sau facem un pic de algebră raster, putem determina prin adiacența pixelilor ce este colțul. O să vedeți de ce
este atât de importanță determinăm colțul. Ceea ce vedeți aici sunt două foze luate din unghiuri diferite. Cea din dreapta este distorsionată, luată dintr-un alt unghi. Iar o proprietate fundamentală a acestor colțuri, care sunt ușor determinabile, este faptul că colțurile sunt invariante la rotire, scalare și micire. Practic, din orice unghi ia o poza, colțul întotdeauna acolo va fi. Putem considera că aceste colțuri sunt elemente de reper comun între pozele noastre. Și le putem utiliza în acest sens. Domeniul care studiază aceste relații sau aceste observații se numește computer vision sau recunoașterea formelor, mai exact. În anul 1988, această observație ingenioasă numită colțuri a fost introdusă de Chris Harris și Mike Stevens. Respectiv, tot ei au într-o lucrare publicată Combined Corner Analysis Detector la compania Plessy, unde lucrau cei doi domni, au descoperit importanța fundamentală a acestor elemente. Deși sună banal, niște colțuri. Să vedeți mai încolo de ce sunt foarte, foarte importante aceste colțuri. Colțurile au fost numite și feature points sau puncte de reper sau puncte cheie, cum doriți dumneavoastră, sau descriptor local al unei poze. Practic, ea descrie în acea incidire din intensități luminoase ceva concret palpabil pentru un calculator. Metoda dată de Harris a fost îmbunătățită. Este foarte important ca acele colțuri să fie determinate în mod fezabil și în mod rapid. A apărut SUSAN, detectorul de colțuri. SUSAN, care este mult mai invariant la zgomot sau la tot felul de perturbații ale imaginilor, culminând cu FAST și AGAST, care sunt ultimele implementări. Ele sunt puțin mai complexe. Aceste metode numerice introduc concepte gen în jurul unui pixel, dacă intensitățile luminoase depășesc 180 de grade în mod coerent, se poate considera și acea inflexiune a unui colț. Și așa mai departe. Astfel îmbunătățindu-se calitatea determinării colțului. Bun. Două poze. Se caută o regiune comună. Ce anume este comună în aceste două poze? Bineînțeles, pentru ochiul uman este foarte simplu. Evident ce este comun în cele două poze, dar pentru un calculator sau pentru un software. Se poate merge pentru a găsi corespondența exact a aceste colțuri. Iată. Dacă am luat la algoritmul domnului Harris, am găsit aceste colțuri. Respectiv, după ce găsim colțurile, aceste colțuri pot fi corelate după așezare carteziană similară, se caută așezările carteziane similare. Punctele care nu coincid sau sunt false sunt eliminate. Respectiv, se poate deduce exact relația între cele două poze, utilizând doar aceste colțuri geometrice. Rezultatul final este acesta. În moment ce știm exact relațiile între cele două imagini, se pot aduce una în cealaltă, respectiv, imaginea din partea dreaptă poate fi proiectată peste imaginea din partea stângă și se obține o imagine panoramică. Ei, să vedem mai departe. Bun, colțurile nu sunt suficiente neapărat pentru a scoate modele 3D. Este perfect ok pentru a scoate niște imagini panoramice, 2D. Nu suportă scalări sau deformări, au anumite defecte. Dacă o imagine a fost luată cu un alt aparat foto sau în alte condiții de iluminare a scenei, s-ar putea ca colțurile să nu le regăsim așa de ușor într-o imagine mare. Se caută alte metode reliabile. Iar una din metode sau o îmbunătățire față de colțurile de vis a fost renunțarea la a mai gândi cartezian și a mai căuta pixel, deci la renunțarea la conceptul de a căuta un pixel și a găsi relații mai complexe a pixelului în spații multidimensionale. În 1999, în Londra, la Universitatea din Canada, Vancouver,
Love, i-a venit o idee genială și este autorul a ceea ce se numește astăzi Scaling Marian Fisher Transform. Ceea ce vedeți în poză sunt niște colțuri, să zicem, dar exprimate în spațiul multidimensional. Este clar că în această poză, dacă am merge cu metoda colțuri, nu am avea rezultate bune. Ei, cu acești descriptori SIFT se vede foarte clar că rezultatele sunt superioare. Să vedeți de ce. Ce este de data asta acest colț, anumit descriptor de tip SIFT? Este un punct pixel luat, în jurul căruia se calculează într-un mod ingenios niște gradienți, într-o coordonare oarecum carteziană. De fapt, este o sumă ponderată a valorilor intensităților peste un gradient. Mai pe românește, dacă doriți, unui pixel îi se face un horoscop. De ce ești albastru? De aia că vecinul meu așa puțin la 2 pixel mai încolo e verde, în combinație cu așa și așa. Acest diemere horoscop se poate descrie ca o înșiruire de numere. În cazul vectorului SIFT, el are 128 de elemente. Dave Love a descoperit că acest vector este, în primă, unicitatea acelui pixel, o identitate unică, mult mai puternică decât doar a descrie, cum a făcut domnul Harris, un colț luat după niște criterii carteziene geometrice, gen colț. Bun. Acești, dat fiind că nu mai avem de-a face în spațiul cartezian cu niște colțuri simple care se pot corela foarte ușor cu niște arguri, relativ simpli, ci avem de-a face cu o înșirire de numere, practic fiecare pixel e descris de 128 de valori, un vector multidimensional, este foarte dificil a corela, a găsi care vector dintr-o poză, care vector din cealaltă poză se potrivesc. Pentru asta s-au găsit două metode, mai vechi de altfel, dar aceste metode și-au găsit aplicabilitate și în acest scop. Metoda cheie, Dream Best Do First, o metodă notabilă este aproximativ nearest neighbor, în care, de fapt, se realizează o segmentare, o partiționare a acestor vectori, prin care ei se pot determina exact relațiile care vector se pot crește. Culminând cu o metodă foarte rapidă, numită Fast ANN. Schematic, dacă ar fi să exprimăm vectorii, practic, fiind 128 de elemente, se poate coborî sub forma unui arbore și găsi un arbore similar în imaginea cealaltă. Oarecum așa funcționează în această ANN este metoda cea mai consacrată și cea mai apropiată pentru sortarea acestor sau corelarea acestor vectori. Ea utilizează segmentarea. Imaginea din carte este foarte sugestivă. Dacă se prăștie acești vectori într-un spațiu din ăsta mai futuristic, oarecum multidimensional și se colorează, se poate mult mai ușor vedea cum funcționează un algoritm de genul ăsta. Totuși, deși performanțele sunt bune, iar vectorul multidimensional conferă o precizie foarte, foarte mare în a descrie relațiile între două poze, sunt niște dezavantaje. Un vector de 128 de dimensiuni ocupă foarte multă memorie. Compararea setului, iarăși, poate fi o operațiune extensivă. Totuși, sunt foarte, foarte multe cifre în acest vector. Mai exact, dacă o imagine modică, 5 megapixel, ce produce un telefon mobil mai modic, camerele de astăzi produc mult peste 5 megapixel, dacă facem un calcul pentru o singură poză, ajungem să ocupe 125 ori cele trei benzi, 128. Un gigagram se duce doar sau jumătate de gigagram se duce doar pentru o singură poză. Unde mai punem restul pozelor sau 10 sau 100 de poze pentru a-ți face un model 3D. Este foarte dificil în condițiile astea. Niște abordări, cum am încercat să scape de complexitatea numerică a vectorilor. Se pot ajunge la un loc de 128, doar 64.
nu se degradează foarte mult varianța de rotire, micire și scalare. Dar nu e, dar tot nu e suficient. Am redus de la un giga la jumate giga. Nu e, nu e foarte relevant. S-au încercat metode de a reduce dimensiunea pe PCA. Dar nu, rezultatele nu au fost pe măsură. S-au încercat variante SIFT, SIFT, LOC, toate similare cu SIFT, aceeași principiu, cam același horoscop, doar la numeric calculat un pic altfel. Bun. Ca și o comparație, un vector din ăsta SIFT, multidimensional, este clar că este net superior Hess. În poză se vede că vectorul SIFT apare chiar și acolo unde geometric nu există colțuri. Sunt pixele acolo. Normal se vede clar imaginea, sunt niște nori pus. Dar el poate descrie mult mai perfect geometria sau invarianța acelui punct decât mergând de principii geometrii pe cartesiene. Bun. Se poate sălta la 3D, deoarece SIFT prezintă aceste calități de a descrie foarte, foarte bine pozele sau imaginele. Din moment ce știm relațiile între două sau M poze, mai multe poze, care ce cu ce se potrivește între poze, se poate încerca cu ales Pitagora, metode de denumire, să se afle unghiurile spațiale, cum sunt distribuite aceste poze sau cum sunt aliniate în spațiu. Cu alte cuvinte, putem afla tridimensionalitatea, relația de tridimensionalitate între poze, așa cum apare și în imaginea de mai jos. Dar fiindcă știu aceste poze și care sunt relațiile, pot să extrag un model ca cel din dreapta. Așa, ceea ce vedeți imagine sunt niște colecții de poze luate de pe Flickr, de la Roma, și extrase cu acel software care o să încercăm la seminar să este impresionant că atât din exterior, cât și în interior, relațiile și spațialitatea modelului finit este aproape perfect. Pozele de altfel au fost luate doar de pe Picasso și Flickr, nici măcar autorii nu s-au chinuit să meargă la fața locului să facă acele poze. Bun. Totuși, SIFT, acest SIFT este extensiv. Cei 128 de elemente ai vectorului ocupă memorie. Nu este pretabil pentru PC-ul de acasă neapărat să proceseze 1000-2000 de poze. Poate procesa până la 10-20 de poze. E nevoie de calcul paralel. Nu toată lumea își poate permite așa ceva. Nu este un calcul descriptor pe perfect. S-a încercat o modalitate nouă în 2008. Doctorat la Lozana Universia, a venit cu o altă idee, și anume să nu mai folosească un model cartezian, o distribuție așa carteziană, ci un model natural. Să încerce cumva acel horoscop să-l facă după o distribuție radială și nu una carteziană. A obținut rezultate absolut spectaculoase. Descriptorul a numit Daisy, în mod evident, în limba engleză Daisy, duce aluzie la acea floare care are rezultatele discografie. Deci, Daisy față de SIFT poate descrie absolut perfect. Dacă ne uităm la acest grafic, 90-100% din pixeli pot fi complet perfect identificați ca unici și corelați cu oricare altă poză. Performanțele de calcul sunt net superioare. Daisy poate calcula în acest proces de în 5 milisecunde, față de 252 de... scuzați-mă, în secunde. 5 secunde, față de 252. Cum s-a ajuns aici? Într-o discuție cu domnul Tola, mi-a spus pur și simplu, a încercat un model natural. Nu a fost nicio simulare numerică, nicio... Pur și simplu i-a venit ideea să aplice un model natural și așa distribuție să facă după valele numerică. Și a reușit. De multe ori, matematica sau lucrul cercetat poate să ajungă în pas și să creeze modele simple ale naturii și să folosească relații.
crazy nu este perfect. Și el este tot un vector ăsta nou de 100, care are 192 de dimensiuni de data aceasta. Este exprimat tot în spațiu R. Deci cu valori de la 0 la 255 sau de la 0 la 65.000 și așa mai departe. Deși Daisy atinge aproape perfecțiunea, este foarte greu de lucrat. În continuare avem probleme de memorie. Pașii de sortare și de împerechere sunt dificili. Foarte dificil de realizat acest lucru. Bun. S-au încercat tot felul de utilizări să se reducă, de la valorile 0 la 255 la 0 la 127. Nu, astea nu sunt soluții. Soluția a fost să renunțe la acest spațiu euclidean al numelor reale, 0, 1, 2, 2, 5, 5 și așa mai departe. Cum se poate renunța? Este un spațiu, un spațiu mic, în care totul este doar 0 și 1. Valoarea 0 ocupă foarte, foarte, foarte puțină memorie, respectiv valoarea 1 este stare finală. Noțiunea de distanță este exprimabilă, de exemplu, 0, 1, 0, 0, sau nu are distanța 3 între ele. Spațiul de linie grafic se vede clar, între 0, 1, 0, 0, sunt una, două, trei noduri. Trei noduri de desparte până la următoarea valoare. Dacă în spațiu euclidean spunem că 2 față de 7 e mai mare cu 5, aici putem spune că 0, 1, așa, e mai mare cu 3. Cum? Dacă suprapunem cele două valori și aplicăm o simplă operațiune de sau exclusiv, pur și simplu 1 cu 1, când se întâlnește, se anulează, se formează 0, 1 cu 0, o operațiune perfect logică, între cele două valori, sau cei doi potențiali vectori în spațiu unic, obținem un șir final în care numărăm câte bucăți de 1 sunt, este exact distanța Hemming. Care este ideea? Deși Hemming pentru o persoană umană pare o idee foarte sucită, pentru calculator nu este deloc. Pentru că calculatorul înțelege mult mai bine conceptul de 0, 1 sau operațiune logică sau exclusiv, respectiv, câte bucăți de 1 sunt acolo, decât să lucreze cu valori 2, 5, 255. Poate mă poate lucra mai ușor cu aceste valori, dar calculatorul lucrează mult mai ușor în acest spațiu din spațiul unic. Vitezele pot fi mai mari de ordin de 100 de ori în acest spațiu unic, comparând distanțele între vectori. Bun. Bineînțeles, când s-a descoperit calitățile extraordinare de acestui spațiu numit spațiu unic, a apărut o variantă a descriptorului Daisy, care operează direct, descrie practic baza cel horoscop al pixelului, îl creează direct în spațiul unic. A fost numit BRISC, de la Binary Heuristic Variance Gradient Reports, a apărut chiar acum două luni acest descriptor. Și este incredibil de rapid, încă nu a apucat nimeni să implementeze în softurile anterioare de modelare 3D. Este incredibil rapid. A fost numit State of the Art în ultima generație de a descrie invarianța unui pixel. Bun. Să zicem că știm relațiile acestea între poze. Avem și metode super rapide, acolo este PRISM, termenul de a determina relațiile între poze. Cum construim totuși scena 3D? Dacă avem 3 poze și avem relațiile exacte, ce care puncte sunt comune, acele P1, P4, P5 sunt determinate ca fiind niște puncte comune, toate cele trei imagini, ne trebuie să știm exact cum a stat poza în scenă. Practic ne trebuie niște parametri, niște matrici, parametrul de rotație a primei poze, de translație, rotația a doua, rotația a treia. Ei, ajungem la o ecuație unde Tale și Pitagora s-ar putea să nu fie neapărat de ajuns, că ajungem la o super ecuație, este foarte complicată. Dacă în anii 60 deja de matematicieni au găsit soluția, de rând,
Și numeric, pe zanul de calculator, foarte ușor pot să determinați pozițiile camelor, respectiv reproiectate încă o dată din poze, în scena, toate punctele. Metoda LMA, Lambert Marcard, este foarte tipeistă. Imaginați-vă că aveți o colecție de poze. Nu știți nimic absolut despre poze. Deci, cum au fost luate. Și aveți și doriți să aflați prin dimensionalitatea acestei poze. Știind doar punctele comune, este extrem de dificil. Ați auzit la cursurile de teledetecție, de stereorestituție. Bun, la stereorestituție se folosesc echipamente dedicate unde prealabil, a priori, se știu deja ce unde distanța focală, așa, așa trebuie să construit aparatul, să știu o grămadă de parametri, ce lentilă, la ecran este, sau mă rog, ce fundă, la ce distanță sunt așezate cele două. Pe când aici, avem doar niște poze despre care nu știm absolut nimic, da? Și știm doar punctele comune, care pot fi determinați cu acea metodă anterioară de scris, să zicem RIS. Deci este un pas foarte formidabil ce această aplicație a mea. Dar nu se poate lua manual puncte comune. Păi scopul este ca tu să faci doar poze și nu o să stau să mă uit. Da, dar de exemplu un arhitect sau... Deci un model poți dedica 50 de poze, poate să conțină 80 de milioane de puncte comune. Nu știu cum le puteți lua manual. Pretenția este una de precizie 10 cm cu 100 mm. Plus, un ochi uman, nu știu cum vede relația. Foarte dificil. Nu, mă gândeam la obiecte simple, mă gândeam la obiecte ca o... Se poate, se poate, dar nu veți obține un model 3D real. Obțineți doar relația între cele două poze. Puteți face o panoramă sau puteți să o coregistrați. Dar nu obțineți un distanță cu modelul 3D. Bun. S-au încercat îmbunătățiri. Așa că duce foarte mult. S-a încercat dacă aceste poze prealabil au și informație. GPS. Foarte multe aparate fotografice au deja GPS incorporat. S-a ajuns a îmbunătăți metoda RMA, niște metode statistice, dar fiindcă GPS-ul se face acea poză, întotdeauna nu știu. Lumea se grăbește, nu așteaptă precizia aceea de 2 metri, 1 metru și o ia cu 30 de metri. Este o informație zgomotoasă, dar poate fi utilă în procedura RMA. Modelul final fiind unul aproape gata georeferențiat. Există o modalitate îmbunătățită, îmbunătățită a RMA. Bun. Ce înseamnă un nor de puncte dense? Această imagine a fost luată, această scenă a fost luată doar din 128 de imagini, aparat foto. Bun. Asta înseamnă un model 3D. Dacă vă uitați foarte atent, s-ar putea nici un lidar să nu prea se ridice la performanță. Detaliile de frumețe. Este un pilon al unei catedrale, nu știu cum, exact. În Lozan. Este evident, de mână. Așa, un zoom la acel detaliu. Este clar. Bun. Se poate merge foarte departe cu această metodă. Se poate modela un oraș întreg. Dacă cineva are răbdarea să descarce de pe fică sau de pe casa sau de numește la servicii publice, poze, poate să modeleze un oraș întreg. Sau chiar personal să meargă să facă poze, multe. Așa arată un model făcut de, în cadrul unui proiect. Numit Building Rome in a Day. Așa arată 4484 de poze luate cu aparate diverse între 6 și 18 megapixeli. Este Lozan Downtown. Este colorată fals pentru a evidenția erorile. Acolo unde este grave, culoarea este grave, nu există pe ordine. Oricum, suficient de mici ca să fie acceptabilă toată scena de mine.
așa arată o hartă a erorilor. Da? Și acest, și aceste erori pot fi corectate, aceste modele pot fi georeferențiate. Acest model anterior, să vă imaginați, conține cam jumătate de miliard de puncte. Model mai dens. Dar el poate fi procesat ulterior, ca și materiale didactice. Poate fi simplificat. Cam așa arată după ce o referențiere. El a fost dat pe grupe. Pe grupe de echipă, unde este cu roșu, a fost o echipă. O fost de unde este cu albastru, altă echipă. Și a fost interpolerat.